Salut și bine v-am găsit la un nou joc în VR. Astăzi avem ceva foarte special pentru că ne jucăm jocul Hello Puppets. Este vorba despre un joc similar la nume cu Hello Neighbor, doar că nu are nicio legătură din punctul ăsta de vedere. O să vedeți în cele ce urmează, așa că nu uitați să apăsați butonașul de like dacă este să vă placă și dacă mai vreți și alte episoade. Și poate reușim la episodul de astăzi să strângem peste 20.000 de like-uri. Hai să vedem dacă reușim. Și hai să vedem despre ce este vorba în Hello Puppets. Din ce am înțeles, vei fi pus să-ți pui o păpușă de aia pe mână, cum e la teatrul ăla de păpuși, și păpușa aia se va conecta cu tine, efectiv va fi pe mâna ta legată, nu vei mai putea să o scoți și trebuie să scapi de aici. Așa că hai să vedem, uite, Hello Puppets, ăsta rău din joc. Hai să mergem mai departe, aici poți să înveți despre fiecare caracter, ăsta este ăla rău. Nu știu cine e ăsta, ăsta nu știu cine e. Mergem mai departe. Sunt tot felul de păpuși de astea care există aici în acest teatru de păpuși. Ia uitați-l. Nick Nack. Nu știu cine e nici ăsta. Mergem mai departe. Aparent s-a întâmplat ceva. Îmi dă așa un vibe de Five Nights at Freddy's. Nu știu de ce îmi dă vibe-ul ăsta, dar îmi dă un oarecare vibe. Și ce avem noi aici? Main stage. Ok, ia să vedem. Am niște cărticele. Nu pot să te apropii foarte tare de obiecte, pentru că dacă mă apropii, se vede ceva de genul ăsta. Deci mă avertizează jocul când am voie. Bun, ia să vedem. Stai așa o secundă. Doamne. Ok, nu mă mai pot întoarce înapoi de unde am venit. Bă, voi vedeți că ăsta e un puppet și el. Și este controlat de tipul ăla care are ceva pe cap. Ok. Ce vrei de la viața mea? Și ce sunt chestiile astea? A? Ok. E destul de creepy, uitați-vă la dinții lui. Și că să-mi dea și mie propria mea păpușă. Aolo. Și că alege pe care îți place, sunt toate la fel. Nu știu pe care să o aleg. O aleg pe asta. Ok. Clasic albastru. E ciudat felul în care trebuie să-ți bagi păpușa asta, dar uite, am băgat-o. Și acum e pe mâna mea, uite. Foarte drăguț, foarte drăguț. Acum ce trebuie să fac? Aoleu, de ce e roșu pe aici? De ce e roșu pe aici? Ce? Ce zici tu acolo? Aoleu, bă, l-ai mort! Bă, mi-am luat seacă cumva? Frate, mi-am luat seacă. Uitați-vă ce face ăsta. Poți să plec? Poți să plec, te rog, nu mai vreau să fiu aici, la teatrul tău de păpuși. Nu. Ce? Iuleu, unde sunt? Bă, ăsta cred că mi-a luat sufletul. Mi-a luat mințile. Și că mințile și totul e aparține lor acum. Ok. Și că doar mă relaxez. Am murit? Sunt aici? Asta e în mintea mea, și că totul se va termina în curând. Nu, șefule, nu. Nu facem de-astea. Totuși, ce trebuie să faci aici? Că nu am unde să mă duc. Oh, vezi ce fac? Nu știi tu ce fac. Și că de ce faci asta? Fac ce vreau eu, șmechere, fac ce vreau eu. Ok, dau să fug. Se pare că vedem cumva prin ochii noștri, dar ochii noștri vedem ca și cum ar fi un televizor. Ok, am să încerc să intru în TV-ul ăsta, să văd dacă se întâmplă ceva. Și? M-am trezit! Hei, de ce faci asta? Te uiți la mine cumva? Ești treaz? Deci, practic, oh my god, uite ce mi-a făcut la mână! Mi-a cusut asta în mână și mi-a tăiat mâna! Și că trebuia să mă controleze complet! Și că trebuie să calculăm cât de bine vă controlați hostul. E un test pentru păpușile astea, practic, păpușile trebuia să controleze oamenii. Deci ea trebuia să mă controleze pe mine și eu nu trebuia să mă trezesc, tehnic vorbind. Dar m-am trezit! Și că vrea pe altul, că eu nu am bug-uri, am glitch-uri. Ai ratat două teste în trecut.
De ce? Pe mâna mea, asta e mâna mea! Și că trebuie să faci ce-ți spun eu, că altfel o încurcăm amândoi. Înțelegi? Ok. Ok. Și că am gura cusută, să nu pot să vorbesc. Trebuie să... trebuie să dau din cap, dacă înțeleg. Zic că nu. Ok, you're not entirely useless. Did you say something? No, a zis ceva? Nu, nu, doar vorbeam singur. Share the wealth. Ok, mama, de ce îi face ochiul așa? Și de ce are mască cu gura zâmbitoare la maxim? Ok, putem să facem asta împreună. Ridic-mă la ecranul acela. A, ăsta de aici? Ok. Deci, practic, păpușa trebuie să facă toate chestiile astea, iar eu trebuie să mă prefac că sunt un fel de zombie, pentru că aici se făceau niște teste în care conectau aceste păpuși la oameni și, efectiv, îi făceau pe oameni să fie ca zombie și aceste păpuși să preia controlul. Ok. Să înceapă testarea. Ce trebuie să fac aici? Ok. Okay. Ok, ascultă-mă. Trebuie să apăsăm la același, în același timp. Hai. Hai, la 3. Hai. L-am apăsat. Ok. Bravo. Ați reușit să apăsați butonul. Deci face teste să vadă dacă eu sunt cooperant cu păpușa, adică ca și cum mintea mea nu mai e aici. Dar faza e că eu m-am trezit în toată nebunia asta și încă am păpușa legată de mine, dar eu streaz. Ok. Oprește aici și nu mai mergi mai departe. Ok. Oh my god, ce se aude? Se aude ceva? Auzi? Auzi și tu că se aude ceva? Se aude ceva afară. Nu știu dacă aude, dar... Ok, o să-mi fie rău. Ok. Aolo, ce-i camera aia de acolo? Vedeți ce-i acolo? Mam! Asta a fost un test de reflexe. Abia l-ai trecut. Să-mi testez reflexele? Ok. Asta e destul de nasol, sincer să fiu. Când mă apropii de obiecte, se vede așa alb, ca și cum gen îmi zice că m-am apropiat prea tare de, un anumit obiect. Ok. Pe asta mi-l amintesc. Ok. Trebuie să învârtim în același timp, în aceeași direcție. Deci urmează-mă. Ok. Ok. And switch. Și înapoi? Ok. And switch. Și înapoi. Huh. Another test passed. Ați reușit și testul ăsta să-l treceți împreună? Ok. Mergem la următorul. Ok, frate, asta nu e bine deloc. Și nu vreau să ajung ca tipul ăla de acolo, așa că hai să mergem mai departe și să vedem. The next chamber isn't quite ready. Următoarea cameră nu este chiar pregătită. Look at me for a second. Uită-te la mine o secundă. Mă uit. Ne omori. Nu prea semeni ca și cum ai fi un zombie. Situația e destul de nasoală. Deci e situația e destul de nasoală pentru că ăștia vor să facă experimente pe noi, iar noi trebuie să scăpăm de aici. Ok, te înțeleg. Ok, ce facem? Ce putem să facem? Zi-mi! Alul! A, are lanternă! Uite că dau din cap! Ok. Bun. Hai să vedem, putem să deschidem aici oare? E ciudat că am lanternă pe păpușă, gen... apăs pe capul păpușei și am lanternă. Și că dacă reușim să trecem aceste teste, poate reușim să plecăm de aici. Că nici păpușa asta nu vrea să fie aici. O deschide aici. O să stau cu lanterna deschisă. Oh my god, de ce e așa de întuneric acolo? De ce e așa de beznă, nu văd nimic? Ok, asta nu era aici data trecută. Ce e tot ăsta? Ok, avem o casetă aici. Ce e asta? Ce poză e asta? Bă, ăștia care conectează mâinile la păpuși. Frate, nu-mi place că e beznă, sincer vă zic. Do you see that? Vezi asta? Ce să văd? Oh my god! Ce e aia? E un pet? What?
Ok. Următorul test. Ba, frate, e creepy rău de tot. Gândiți-vă că mă joc la ora 12 noaptea. Bine, nu că ar avea vreo importanță că ne jucăm în VR, dar... Oricum, faptul că știi că e noapte, parcă te incomodează un picule și te face să te sperii și mai tare. Aoleu, țipă la noi acum. Ce vrei, mă? Ce vrei de la noi? E supărată. Bună, mi-amintesc pe ăsta. Trebuie să fim o echipă, ok? Pe ea trebuie să o pun aici. Ok, începe. 3, 2, 1 și... A, trebuie să fie... A, ea trebuie să vadă aici culorile. Ia? Galben. Oh my god. Roșu. A? Verde. Trebuie să le faci exact. Roșu. Ok? Verde. Roșu. Și eu trebuie să stau cu mâna acolo ca ea să vadă. Stai că se schimbă. Oh. Lemon este galbenă. Frog verde. Heart roșu. Ok? Crocodil verde. N-am înțeles ce a zis, dar... Cașcaval galben. Ok? Runda finală asta o să fie un pic mai grea. Verde. Soare. Roșu? Nu. Era galben. Roșu. Hidrant. Verde. Ok? Scaun? Verde. Oh my god! Trebuia să-mi dai cu confeti și să mă sperii. Acum continuați-vă drumul. Ok. Ne continuăm drumul, dar da, sincer să fiu, jocul ăsta pare el cartuniș și așa, dar e super creepy, frate, e super mega creepy. Ok, ce avem aici? Owen, stai așa că intrăm în obiecte. Owen working on Riley Rucus. Ah, uite, construia pe ăsta. Tipul ăsta l-a construit. Ciudat. Ciudat, dar hai să continuăm. Frate, vă zic cât se poate de sincer că mi-e frică. Ok? Wardrobe change. Fixes for tapping. Nu știu ce înseamnă asta, dar... Hai să vedem. Wait. Stai. Se aude ceva. Auzi asta? Aud. Ce ar trebui să fac dacă aud? Ar trebui să fac ceva? Oh my god! Am stins lumina, nu știu dacă e bine. Păi, e ceva acolo? Alo? Whatever you do, don't turn on my light. Nu-mi deschide lanterna, e ceva acolo, ce e aia? Ok, nu știu ce e, dar e beznă și pentru mine, să știți. Nici eu nu văd unde merg. Băi, i-am dat să merg. Ok. I-am dat să fug acum. I-am dat să fug direct. Mamă, unde suntem? Bă, mi-e frică rău de tot aici, glumești cu mine. Mi-a zis orice aș face să-mi deschid lanterna, dar pe aici am nevoie de lanterna, că nu prea văd. Aoleu! Ce e aia? De unde ai ieșit, prietene? Ok. Sincer să fiu, nu prea idee bună. Zona asta și pe aici văd că nu pot să trec. Deci cred că trebuie să ne ducem pe unde s-a dus el. Pe unde, de fapt, de unde a venit el. Nu știu că el vine după noi. Ok, dau cu fuga, frate. Ce-o fi, o fi, hai. Aoleu. Ce este asta, o saună? Asta este următorul test. Ridică-mă peste... Ah, trebuie să o țin pe sus pe ea. Ok, mă duce ea la shutoff valve ca să închid toată chestia asta. E călduț? Nu, e rece. Bun. Hai, de zi unde trebuie să merg. E călduț? Bă, îl aud pe ăla. Ce warmer, că îl aud... Îl aud pe ăla că vine în coace. Pe bune, îl aud cum merge. Frate, îl aud. Unde e? Cold. Oh my god, mi-e frică rău de tot că l-aud. Keep going. That's warm. Și că e călduț. Hold me back. Încerc să te țin sus. Ah, uite. Ok, am dat switch-ul. You got it. Good job.
Oh my god. Exact la timp. Îmi doresc să nu fie. Oh, bine ai venit la următorul test. Aoleu, alt test. Trebuie să facem testele astea ca să putem să plecăm de aici. N-am reușit să trec de zona asta până acum cu niciun alt host. Avem niște culori. Ah, nu știe pe ce buton să apese, iar noi trebuie să o ajutăm. Ok, tu apasă acolo, hai. Dă-i de monetă. 3, 2, 1 și... roșu. Ok, cyan. Black. Ok, orange. Ok, green. Trebuie doar să te uiți să vezi. Acum o să fie din ce în ce mai greu. Okay. Yellow. Ok. Black. Yes. Am reușit. Nu aveți cum să treceți mai departe. E nervoasă că noi trecem mai departe, auzi? De ce ești nervoasă? Nu înțeleg. Eu nu știu cine e femeia aia. Ce vrea să zică cu asta? Ok, nu știu ce vrea să zică cu asta, dar noi mergem mai departe, totuși. Așa că mergem bine pe aici. Mergem bine pe aici? Bă, nu-mi place. Oh, nu! Alo? E careva la baie? Nu poți să deschizi. Bă, se deschide fiecare... No, o să fie jumpscare, o să fie jumpscare! Ok, hai. Hai, sarim în fa... Ah! Am zis că o să fie jumpscare? A fost jumpscare. Wow! Wow! Ok. Aici avem încă o casetă de aia. Și stai... Mă interesează atât de mult caseta cât mă interesează să văd pozele. Ce reprezintă poza asta? Ei răpeau oamenii. A? Așa pare. Ok. Hai să mergem mai departe. Te pun aici. Deschidem ușa. Eulă, nu. Bă, iarăși aud pe cineva. Bă, ce mă chestia aia? Îl văd, văd o siluetă. Another sock puppet. Da, îl văd, îl văd. Sock puppet îl cheamă pe ăsta. Ok, pur și simplu am dat fugă și atât, nici mă uit în spate. Nici nu mă mai uit în spate, frate, îi dăm pur și simplu fugă direct. Ok. Ok. Putem să mergem pe aici? Nu, nu pare să meargă. Scrie ceva pe perete cu roșu. Aulă. Bă, s-a închis ușa asta? S-a închis. Ok, suntem bine. De ce sunt păpuși de-astea? Așa, dacă ați văzut că e o păpușă de-asta și aici. Uite, o vedeți? Care-i faza cu ele? Workplace safety. Hai să vedem ce mai scrie pe aici pe pereți. Uite, i-au făcut disaster of the Ruckus lab. Ruckus, mă, făcea experimentele pe păpușile astea. Ok. Să vedem ce mai găsim pe aici prin zonă. Episodul 111, Jake Hopper and the Mangland Bandit. Nu știu ce se întâmplă aici. Bă, niște semne pe aici, voi vedeți? S-ar putea să avem nevoie. Ok, probabil ați ajuns la ultimul stage. Dar am un test special doar pentru tine, pe care nu cred că o să-l treci. Oh my god, aici făceau păpușile. Failotron! Failotron! Ok, frate, ok. Bă, ăsta a fost joculețul. Acum voi să-mi spuneți părerile voastre în comentarii, dacă vă place, dacă mai vreți și alte episoade, o să continuăm data viitoare. Pare destul de creepy la o primă vedere, trebuie să recunosc. Și nu știu dacă urmează să scăpăm de aici sau nu. Ce-i drept este că mâna mea este cusută de o păpușă de asta, care și că trebuia să mă controleze în mod normal, dar nu mă controlează pentru că este... Nu știu, s-a întâmplat ceva, mintea mea a revenit în corp și păpușa asta nu mai poate să mă controleze acum. Eu controlez toată șmecheria, iar ea doar poate să-mi dea sfaturi. Dar da, ne auzim data viitoare.